Am niște invitați speciali alături de care vreau să abordez o temă care pe mine mă interesează foarte tare. Veți vedea de ce. Pentru că atunci când ai copii mici, ai și probleme mici. Când ai copii mari, înțeleg că sunt și apar probleme mari. Ați mai auzit expresia asta, nu? Ca mamă de 3 copii mici pot să confirm că grijile sunt încă mărunțele acum, sper. Însă nu știu dacă voi mai fi la fel de relaxată când voi fi mamă de adolescenți. Cum se descurcă din această postură Romanița Iovan și cum se înțelege cu fiul Albert de 15 ani? Aflăm chiar acum de la ei. Bine ați venit! Bună, bună! Bine v-am găsit! Eu abia așteptam să-l cunosc pe Albert. Cred. Și gândește-te așa, tu ai 3 copii. Toți 3 sunt băieți, iar faza cu atunci când sunt mari, problemele sunt multe și bucuriile sunt pe măsură. Da? Și așa aș gândi până la urmă. Atunci când copiii sunt mari, bucuriile vin năvală peste noi. Știu, dar pe de altă parte mi se pare că Albert este la o vârstă despre care psihologii ne spun că este una delicată. Ați întâmpinat probleme? Cum vă înțelegeți voi în acest moment? El este în plină adolescență. Da, este în plină creștere, într-adevăr, dar are preocupări în fiecare zi și gândul că îl sprijin fiecare preocupare pe care o are, cred că în momentul ăla el n-are nicio opreliște să-și dezvolte personalitate și cred că este important ca noi să privim din punct de vedere al bucuriei pe care copilul pe care o are. Adică, practic, nu trebuie să scoatem în evidență ceea ce ne frustrează pe noi. Adică, să zicem așa, Albert întârzie când vine acasă, nu vine la ora la care hotărâm noi împreună, ci vine mai târziu. Da, eu am o frustrare că sunt un pic îngrijorată că unde poate să fie Albert. Dar nu știm dacă el a stat motivat exact. Și a plăcut unde a fost. Asta este, dar dacă el vine acasă cu bucurie și îmi spune, mama, am petrecut o zi superbă, a fost cel mai frumos weekend din viața mea, mi-am creat o gașcă de prieteni, el fiind pasionat de raliu și de pilotaj și ceilalți prieteni sunt și ei piloți, imaginează-ți că lucrurile astea până la urmă te bucură și zic ok, deci indiferent ce trebuie să primeze fericirea frică copilului. Am eu că l-aștept pe copilul meu și nu apare la ora la care el a zis că vine acasă, gândindu-mă că el s-a bucurat în ziua respectivă, nu trebuie să ne îngrijoreze. Albert, spune-mi, te rog, cum te înțelegi cu mama ta. Spune-mi mie. Mă înțeleg foarte, foarte bine. N-am așa apucături de adolescent, sincer. De ce? Nu știu. Ești un copil aparte sau este ea o mamă foarte bună? Cred că ea o mamă foarte bună. Mă las să fac tot ce vreau, dar n-am nici așteptări mari, adică să merg la petreceri sau din astea. Eu stau, îmi fac treaba pe YouTube și mă antrenez fizic și astea sunt ocupările mele. Ești fan Formula 1? Normal că sunt. Așa un pic și eu și Bogdan. Suntem zine, cu ce pilot ești? Ești cu Verstappen? Nu sunt cu Verstappen. Foarte bine atunci, bravo. Russell e preferatul meu. Nu cred! Speranță de viitor, iată, vine alături de Hamilton sezonul viitor, foarte interesant. Exact, găsit. Exact, te dai cu carturile des? Cu carturile mă dau așa, cu prietenii, gen rental cards. Give așa. Me a call. De sun. Eu mă dau și cu mașinile la competiția asta. Give me a call din nou. Nu, el chiar face organizat, el chiar asta face. Aș vrea să fac și organizat, deci dă-i tu un call. Copilotul meu. Așa. Adică în sensul că anunță-mă când mai faceți că sunt obsedat. Revenind la discuție. Da, scuze că... putem să spunem că avem competiție, sau mă rog, are pe competiție duminică. Deci vin la Sibiu. Vin la Sibiu, te așteptăm cu drag. Duminică va fi experiența vieții tale sau prima experiență în domeniul acesta. Eu o să fiu la Sibiu duminică. De o plimbărică. Pe mine ce mă interesează acum, mă scuzați puțin că vă deranjez, cum ați ajuns la performanța asta? Mie mi se pare că se poate degrada foarte ușor relația pe care o ai cu copilul tău cu cele mai bune intenții. Adică îți dorești să implementezi, poate, nu știu, niște obiceiuri sănătoase, dar un obicei ca să devină obișnuință trebuie, cum să zic, repetat, ca să zic așa, și îl poate enerva foarte tare pe copil, se poate revolta. Cum ați ajuns voi la performanța asta? Să aveți o relație atât de bună într-o perioadă atât de dificilă? Părerea mea este că, în primul rând, trebuie să existe comunicare. Comunicare zi de zi. Practic, copilul să-ți devină prieten și mama să-i devină prietenă. Înțelegi? Deci, în momentul în care există comunicare și Albert, în cazul meu, îmi spune ceea ce dorește să facă, sunt lucruri pe care, eventual, pe mine poate mă deranjează oarecum, dar încerc să vorbesc cu el, să-i explic punctul meu de vedere, pentru că trebuie să-i dai o explicație, altfel nu, n-ai voie. Chestia asta nu e... Nu sunt picioare, frustrare, n-ai voie, adică ce n-ai voie, că după aia bagă repede pe Google și își dă seama el care drepturi.
Deci, până la urmă, e foarte important în momentul de față că suntem în alt secol. În altă eră, da. Altă eră, da. Ok? Și Albert primește de la mine o informare, ceea ce consider eu că ar trebui să audă, să nu facă sau să facă. Și el gândește, trece prin fluxul minții și așa, și până la urmă trage concluzia că am dreptate. Poate să fie invers. Poate să mă convingă el pe mine din punctul lui de vedere că are el dreptate. Adică, practic, comunicarea trebuie să fie reciproc avantajoasă. Adică, nu numai eu zic, Albert, aia, lista asta e, nu, nici de cum. Care a fost cea mai neplăcută pedeapsă pe care ți-a aplicat-o mama ta? N-am avut o pedeapsă de foarte mult timp. Ai fost cu minte. Cu minte, da. Și nu e ea cu pedepsele așa de grele, să zic așa. Poate, o dată, acum 4-5 ani am avut voie pe PlayStation, o lună sau ceva. O lună? Dar ce-a făcut? A uitat ce-am făcut. E exagerat pe vremea aceea și acum mă bucur foarte mult că are o pasiune și s-a îndepărtat de subiectul ăsta. Deci, practic, asta e foarte important. Să le dai opțiuni. Să le dai opțiuni copilor și, de altfel, să încurajezi că el și-a găsit opțiunea asta. Nu i-am dat-o eu, îți dai seama, știi? Dar să îi încurajezi în fiecare activitate pe care el vrea să o îmbrățișeze. A fost etapa aia, a fost etapa cu Lego. A fost foarte bine pentru el că și-a dezvoltat și echilibru minții și organizarea și ce înseamnă îndemânarea. Și a fost etapa, ca la toți copii aproape, da? Cu povestea cu jocurile pe calculator. A depășit-o și pe aceasta. Dar nu e interzis? Îi puneai program, să spunem? Sau îi spuneai, ai timp doar atât? Nu. Cred că de-aia m-am plictisit de ele. M-am jucat așa de mult încât m-am plictisit de ele și n-am mai vrut, știi? Am găsit altceva. Sincer, acum nu pot să joc, că nu am distracție în chestia asta. Da. Deci, asta e foarte interesant, să nu interziști copilului. Nu, trebuie să îl lași, să-și dezvolte pasiunea, ceea ce vrea să facă, până la refuz. Și în momentul în care deja el hotărăște, e cel mai bine așa. Că dacă îi dai în fiecare zi, n-ai voie decât o oră. Dacă vorbim de dependență, n-ajungi la refuz cu dependența. De regulă... Dependența se poate schimba într-o altă dependență. Asta este toată povestea. Și acum ar fi bine să fie una benefică. Exact. Deci în momentul în care Albert acum e pilot de slalom paralel, deci e o dependență pentru el și tot ce înseamnă, apropo, băieții, Formula 1 și toată povestea asta cu mașinile, e o dependență frumoasă și constructivă. Corect. Gândește-te că poate să devină meseria lui. Meseria lui, bineînțeles. Da. Dar știu despre tine că îți plăcea să gătești. Da, încă mai să gătesc. Da? Da. Cum? Ați început să gătiți împreună? Sau cum a început totul? Păi eu, în primul rând, cred că el gătește mai mult ca mine. Deci a pornit... Adică nu doar de fan, tu chiar gătești să-ți ca să mănânce familia. Nu, ca să mănânce el. Acum, de multe ori spune, mama, îți gătește. Nu, Albert, zic, gătește numai ție și e suficient. Dacă ea mănâncă salatele ei care le face numai ea și dacă ei le fac, eu zice că nu-s bune, deci... Nu, dar cred că toată povestea a pornit de la școală, când a participat la primul concurs de You Think You Can Cook și a luat chiar premiul întâi de, asta știu eu, de da, șef. Da. Ții minte că ți-am povestit acum câțiva ani, da. Și după aceea, până la urmă, cred că și asta a fost. Că m-a văzut pe mine că eu cam asta gătesc și cam ăla e nivelul. Ăla e nivelul. Trebuie să mănânc în casa asta, da. Să fac singur. El era cu proteinele și a încercat. Îmi dă lista. Lista cu tot ce e nevoie. De multe ori, când este în vacanță sau în weekend, vine cu mine, într-adevăr, la piață și deci e un băiat. Și alegeți împreună ingredientele. Alegem și le și cară. Da. Asta e ideea. Deci noi știm el despre e... preocuparea ta legată de alimentație, dar nu poate să fie doar asta pentru felul în care arăți. Adică mi se pare că tu îmi dorești, eu nu știu deci, cu tine. Acum am un secret pe care îl dezvălui sau l-am dezvăluit deja. Într-adevăr, mă întrețin foarte mult cu alimentație sănătoasă, nu pierd nopțile, nu beau, sport. Nu fumez. Sport în fiecare zi. De multe ori facem împreună sport și ne încurajăm. Stai puțin, că Albert mă ceartă că... La cât sport fac, trebuie să mănânc proteine, ceea ce eu de obicei nu prea mâncam. Acum am adăugat în alimentație, deci ne completăm. Și crema mea, special făcută pentru femeile cu un ten peste 30 de ani, ca să zic așa. Eu aș putea să o folosesc? Tu mai putea să o folosești și sigur o vei folosi. Crede-mă că e benefică, mai ales că ai născut și ai nevoie de hidratare, ai nevoie de tot ce înseamnă necesitatea unei creme bune. Și o vei testa cât de curând, sper. Abia aștept. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Baftă duminică la Sibiu. Îi așteptăm pe colegii tăi. Iar eu revin cu un feedback legat de cremă. Mulțumesc mult. Mersi. Mulțumim și noi.